Agenția Proprietății Publice reacționează la acuzațiile funcționarilor din cadrul primăriei, care afirmă că instituția urmează să exproprieze ilicit în jur de 500 de terenuri din fondul funciar municipal. Potrivit directorului agenției, consilierii locali nu aveau temei legal să vândă terenurile din proprietatea statului fără acordul guvernului. Astfel, pentru ca agenții economici să nu aibă de suferit, despăgubirile în adresa statului vor fi suportate de primărie. Noi nu vom expropria aceste agenții economici, noi vom cere de la vinovații acestor reînregistrări să achite prejudiciul în bugetul de stat, luând în considerare că toți banii primiți de la arenda acestor terenuri sau de la vânzarea acestor terenuri se varsă în bugetul de stat. Șeful agenției mai afirmă că schemele ilegale au avut loc în perioada de instabilitate politică. De posedarea aceasta s-a început în 2015, adică a început la sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015, în toiul campaniei electorale pentru alegeri locale, în perioada de instabilitate politică, când guvernele se schimbau la fiecare 3-4 luni. Deci aceasta este pentru noi foarte straniu, de ce anume în 2015. De ce primăria, dacă consideră că aceste terenuri sunt proprietatea lor, n-au lansat această campanie de înregistrare a drepturilor sale încă în 2008, când a apărut legea 523 cu privire la proprietatea bunurilor imobile a unităților administrative teritoriale. În prezent, agenția a depus în instanța de judecată 8 cereri de anulare a drepturilor anterior înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile în privința a 30 de terenuri.